Era o construcție care se afla într-un avansat grad de degradare. Astăzi, după ce am atras fonduri europene, am reușit să inaugurăm această nouă construcție. Consider că aici își pot regăsi locul copii care practică diverse discipline sportive. Vorbim de handbal, de fotbal, de basket. Și sigur că ne propunem ca aici afară să amenajăm și un loc de fitness, o masă pentru a se practica tenisul de masă și cu siguranță în urma discuțiilor pe care le vom avea cu copiii vom dota acest centru așa cum se cuvine. Un centru sportiv în mijlocul unui oraș cum este Mediașul aduce foarte multe lucruri bune pentru că, așa cum le-am spus și micuților și profesorilor, sport înseamnă rigoare, înseamnă formare armonioasă, viață sănătoasă și pregătire pentru o viață competitivă. Arată super bine, peste așteptările medicienilor, din punctul meu de vedere. Și această seară, din câte am văzut, cuprinde cam toate sporturile necesare sau care se fac în Mediaș. Am văzut-o de dinainte, am văzut seara de dinainte și mi-a plăcut foarte mult și am rămas uimită de această realizare și sper să se mențină toată lumea de sport. Am o părere bună despre inaugurarea acestei săli pentru că încurajează sportul și suntem mândri că a putut să fie inaugurată această sală pe care o putem folosi și când este ocupată polivalentă. Atât. Suntem fericiți că avem o sală nouă.